V-ați dorit vreodată să puteți face singuri un calendar cu fotografiile personale? Dacă da, astăzi vă prezentăm și noi o soluție simplă. Pentru început, aveți nevoie de un soft în care să puteți realiza calendarul. Din multitudinea de programe existente pe piață la ora actuală, noi l-am ales pe cel mai simplu, CorelDRAW. Programul a ajuns deja la versiunea X4. Îl găsiți ușor cu Google, îl descărcați și timp de 15 zile îl puteți folosi gratuit. După deschiderea programului, selectați Tools din meniul principal, iar aici, în dreptul comenzii Macros, apăsați Run Macro. Trebuie să selectați din fereastra de dialog deschisă opțiunea Calendar Wizard, apoi apăsați Run. Menționăm că softul, deși găsibil pe serverele de download din România, nu dispune de un dicționar de limbă română. De aceea, înainte de toate, am decis să vă arătăm cum se creează acest dicționar. Pentru definirea calendarului în limba română, în tabul Calendar Language, veți apăsa butonul New. Aici trebuie să scrieți efectiv toate zilele și lunile anului. Precizăm că pentru folosirea diacriticelor trebuie să selectați din tabul Default Character Set Central European. Ne reîntoarcem acum la fereastra inițială și din tabul Language selectăm limba pe care tocmai am creat-o, adică română. De asemenea, trebuie bifate toate căsuțele cu lunile anului pentru a crea un calendar complet. În funcție de preferințe, din tabul Layout se poate alege aranjarea în pagină a lunilor anului, pe orizontală sau pe verticală. Pentru o setare mai avansată există în aceeași fereastră trei taburi: Page Layout, Large Header și Large Body. La Page Layout schimbăm mărimea foii pe care va fi imprimat calendarul. De preferat este evident A4, iar marginile e bine să fie minim 20 de mm. Pentru ca fotografiile să ocupe un spațiu cât mai mare în pagină, noi optăm pentru o aranjare Landscape. La opțiunea Large Header putem selecta fontul, culoarea și mărimea textului afișat în secțiunea lunilor anului. Același lucru se poate face și la opțiunea Large Body, numai că aici se pot adăuga în calendar și fazele lunii. Acestea fiind spuse, trecem la editarea propriu-zisă a fotografiilor și așezarea lunilor în calendar prin apăsarea butonului Generate. Acum, dacă v-ați ales fotografiile preferate, veți importa pe rând câte una pentru fiecare lună a anului în parte. Există o multitudine de opțiuni de aranjare în pagina fotografiilor și a calendarului. Noi am optat pentru cea mai simplă poziționare, calendarul suprapus peste poză în diverse poziții. Și iată cum a ieșit calendarul nostru. Pentru cei care nu dispun de o imprimantă fotografică foarte bună, programul poate exporta în mai multe formate. Cel mai des întâlnit și recomandat de noi este PDF. Fie îl puneți pe un CD, fie pe un memory stick, calendarul va putea fi imprimat la orice centru de prelucrare și editare foto. Succes!